După ce ursulețul de pe pârtia Clăbuce din Predeal și-a făcut apariția în mijlocul oamenilor zile la rând, reprezentanții Ministerului Mediului au luat decizia de a reloca puiul de urs. Deși animalul nu a fost agresiv și nu a atacat niciun om, pericolul era la tot pasul, cu el prin preajmă. Jandarmii din Predeal au fost sesizați miercuri că ursul a ajuns din nou pe pârtie și au intervenit astfel încât să asigure zona. Acesta a fost capturat și dus la Bihor, acolo unde a fost relocat și lăsat liber pe fondul de vânătoare. Au făcut o solicitare la noi pentru obținerea unui punct de vedere comun cu Garda de Mediu, după care s-a trimis solicitarea către Ministerul Mediului, primindu-se derogare pentru relocarea celor două exemplare. În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului a emis autorizația aferentă. S-au făcut exact cum au procedurile stabilite, s-au dus o cușcă, acolo au beneficiat de ajutorul autorităților locale din Predeal. S-au pus momeală, a fost capturat și de acolo procedura e foarte simplă, a fost transportat nu a fost tranquilizat, a fost transportat în aceeași cușcă către Bihor. Pe viitor, la toate acțiunile ce vor avea loc, va fi prezent și un medic veterinar. De asemenea, tranquilizarea animalului nu se va face în libertate. Această procedură va fi efectuată doar după ce animalul a fost capturat. Dacă în 2017 numărul urșilor din județul Brașov era de 1057, în 2019 numărul acestora a ajuns la 1287.